Astăzi, la ora de cripto, aș vrea să vorbim despre Bitcoin, deoarece se află la un suport foarte important și am să văd care este targetul dacă ieșim din acest tipar și aș vrea să mai vorbim despre eGold, ADA, Ethereum și AVE. Sunt pe prețul Bitcoinului pe timeframe-ul de 4 ore și vedem că Bitcoin se tranzacționează în interiorul acestui canal, între suport și rezistență și chiar acum este la suport. Vedem aceste candele de 4 ore exact pe suport. Nu arată bine. Când vedem aceste consolidări pe suport, ne sugerează că o mișcare în jos este cel mai probabil. Dacă vedeam o consolidare aici la rezistență, ne sugerea că prețul va merge în sus, dar vedem o consolidare la suport. Iar principalul suport este pe aici, pe la 32.800, 32.000 de dolari 800. Dacă acest suport nu ține, opa, dacă acest suport nu ține, prețul va merge până la 30.000 de dolari. Iar dacă 30.000 de dolari nu ține, cel mai probabil va merge și mult mai jos, dar sigur va merge până la 29.000 de dolari dacă 30.000 de dolari nu ține. Dar ce trebuie să rețineți este că trebuie să vedem ce se va întâmpla aici la 32.800. Dar prețul poate și să meargă și în sus de aici, dacă primește destul suport să meargă de aici în sus, să închidă pe 4 ore și peste 35.000 de dolari, care este o rezistență importantă. Dacă închide peste 35.000 de dolari, ne putem aștepta la următoarele ore și zile să mergem până în sus la această linie de rezistență, care este undeva la 38-39.000 de dolari. Dar, deoarece vedem volumul este în scădere, ne sugerează că o mișcare este iminentă. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Bitcoin este în pericol să meargă până la 30.000 de dolari dacă 32.800 nu ține. Mergem și pe eGold, deoarece văd o urcare spectaculoasă până la 107 dolari, 108 dolari, iar acum este în scădere. V-am spus ieri despre această divergență bearish, prețul crește, RSI-ul scade. Este o divergență bearish și ne sugerează că prețul cel mai probabil va scădea sau se consolidează. Și vedem că prețul scade și Elrond se tranzacționează în interiorul acestui canal. Și vedem vârfuri din ce în ce mai mici și scăderi de preț din ce în ce mai mari, ceea ce ne sugerează că este într-un downtrend, într-o scădere de preț. Și dacă deschidem și Fibonacci și punem de la cel mai jos prag până la cel mai înalt, vedem că 0.5 pe Fibonacci este la exact la 98, pe unde suntem acum, la 97-98. Dacă RON nu ține acest 98, cel mai probabil va scădea și mai mult de aici, până la următorul nivel, la 95 pe Fibonacci și 92. Dacă ține 98 și reușim cumva să închidem peste 98 următoarele ore, ne putem aștepta ca RON să meargă și mai sus de aici. Dar dacă 98 nu ține, atunci prețul cel mai probabil va scădea. Și dacă reușește Elrond să iasă din acest canal, este destul de rău, deoarece suportul este undeva pe la 94-95. Dacă scade sub, putem merge și mai jos până la 80, până la 89, cel mai probabil, dacă ieșim din acest canal. Deci pe Elrond, pe timeframe-ul de o oră, suntem bearish, dar pe termen mai lung nu suntem bearish, suntem chiar foarte bullish. Suntem peste EMA Ribbon pe 4 ore. Atâta timp cât stăm peste EMA Ribbon pe 4 ore, suntem într-un uptrend pe termen mai lung. Dar să vă arăt un lucru foarte important pe Elrond, pe candela de zi. Deoarece pe candela de zi încercăm de ieri să mergem peste EMA Ribbon, dar deocamdată primim reject prin această candelă mare cu acest wick în sus. Încă nu suntem peste EMA Ribbon, o închidere peste 100 de dolari pe zi am fi foarte, foarte bullish pe eGold, dacă ar închide peste 100 pe candela de zi. Și dacă mergem și pe eGold în comparație cu Bitcoin, un lucru foarte, foarte bun ce se întâmplă este că suntem peste candela de zi, peste EMA Ribbon. Este un lucru foarte bun. Deci pe termen scurt suntem destul de bearish, prețul trebuie să aibă o corecție, dar pe termen mai lung suntem bullish. Să mergem și pe AVE, deoarece ieri vă spuneam despre acest tipar pe care îl forma AVE, acest cap și un handle. Și vă spuneam, când ieșim din acest handle, vom avea o mișcare mare de preț.
Și am ieșit din acest handle și am avut volum foarte, foarte mare. Aceste candele mari verzi, care au fost mult peste media de volum. Da? Și am văzut o urcare de când am reușit să spargem handle-ul de aproximativ 25%. Să vă arăt în această poză, poate se vede mai bine. Cap, handle și după mergem în sus. Targetul se măsoară de la cel mai jos prag până la neckline și se pune momentul ieșirii. Momentul ieșirii din handle este aici. Și este targetul în acest tipar este de 373 de dolari. Dar deocamdată întâmpinăm ceva rezistență chiar pe aici. Vedem aici prețul nu a reușit să spargă. Aici a spart, s-a dus în sus. Aici a mai reușit tot, a încercat toată să spargă, nu a reușit, s-a dus în jos. Deci AVE trebuie să treacă de 338-340 de dolari ca să meargă până la următoarea rezistență care este aici pe la 380 de dolari. Mergem și pe Ethereum. Deoarece și pe Ethereum putem vedea o mișcare de preț mai mare, se tranzacționează în interiorul acestui Rising Wedge, care în comparație cu un downtrend, dacă vedem un downtrend și un rising wedge, este un tipar de continuare. Cel mai probabil va merge în jos, așa ne spune analiza tehnică. Să văd unde se vede mai bine. Asta, într-un downtrend este un continuation pattern, adică își continuă trendul, iar Ethereum este într-un trend descrescător. Cu toate că formăm higher highs, lower lows, adică vârfuri din ce în ce mai mari și scăderi de preț din ce în ce mai mici, da? Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Ethereum, iar Ethereum, dacă ar ieși din acest rising wedge în jos, primul target ar fi acesta de 2000 de dolari, iar următorul de 1700 de dolari, care este chiar fundul din acest rising wedge. Rămâne de văzut ce se va mai întâmpla. Să mergem și pe ADA, și pe ADA același lucru. Formăm acest rising wedge. Prețul fluctuează între suport și rezistență, iar la un moment dat va trebui să iau o decizie. ADA arată chiar foarte bine, este peste EMA Ribbon și pe K, și pe 4 ore, iar pe day, pe candela de zi, primește un reject, a închis foarte rău această candelă, iar în momentul de față se află în interiorul EMA Ribbon-ului și va trebui să iau o decizie în următoarele ore, zile, din acest Rising Wedge. La fel ca Ethereum este într-un continuation pattern, cel mai probabil va merge în jos de aici. Dar cine știe, suntem în cripto și toate sunt posibile. Vedem același lucru, volum mic și pe ADA. Atât a fost pentru astăzi, sper că v-a fost de folos acest video și dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să-mi dai un like, deoarece mă ajută foarte mult. Pe data viitoare!